Bună ziua din nou, dragii noștri, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei frumoase și noi campanii online pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre practica spirituală, practica meditației în vechile tradiții, în tradițiile spirituale ale lumii. Astăzi vom vorbi despre ceea ce înseamnă Zen, practica Zen, pornind de la două titluri din colecția Zen. Este vorba despre Zen, practica Zen, Taizen Maezumi, și am să vă arăt cartea la cameră, și de asemenea mintea Zen, mintea începătorului. Avându-l alături de noi pe un prieten foarte drag, este vorba despre Matei Georgescu, psihoterapeut, psihanalist și un om care încearcă perspectiva și practica Zen. Noi de altfel am mai discutat despre rolul meditației în viața noastră de zi cu zi și despre ceea ce înseamnă mindfulness în urmă cu câteva luni într-o altă intervenție, într-un alt material înregistrat. Pornind de la subiectul acestei frumoase campanii, meditația, practica spirituală în tradițiile spirituale ale lumii și încercând cumva să venim pe lângă partea teoretică cuprinsă în aceste cărți, să venim și cu partea de experimentare, cu partea de exercițiu, cu partea practică a ceea ce înseamnă rolul benefic al meditației în viața noastră. O să îl rugăm pe Matei Georgescu ca la finalul intervenției noastre să vă arătăm și un exercițiu de ceea ce înseamnă postura meditație, postura zazen, cât de importantă este respirația în meditație și multe alte tehnici ce țin de partea aceasta meditativă a practicii Zen. Două cărți, așa cum spuneam, din colecția Zen a editurii Herald. Și aș începe prima întrebare încercând un cadru puțin mai general, mai generic. Care este rolul meditației în viața noastră de zi cu zi, cu ce ne ajută pe noi meditația și apoi cât de importante sunt tehnicile de meditație pentru cei care sunt în postura de aspiranți și vor să afle mai mult, să treacă de la partea teoretică la partea practică, adică să ajungă să practice chiar meditația Zen. Mulțumesc, dragă Sorin, pentru faptul că ne regăsim din nou sub auspicii liniștite de vară, sub această tematică și, de fapt, sub această formă de a trăi, care e o tradiție milenară, am zis că sunt un om care încerc Zen. Încerc se poate citi și în două cuvinte. Coperta primei cărți este un cerc. Cercul este expresia, în fine, în plan, în tridimensional este sfera, expresia unei forme echilibrate care consumă, pentru a-și menține echilibru, un minim de energie. În natură, formele se creează economic. Și am început cu această metaforă a încercului și a cercului și a sferei și a formei care este natural economică, pentru că probabil orice tradiție și tradiția Zen în speță este una care vrea să recupereze câte ceva din ceea ce depășește cumva condiția umană obișnuită, astfel încât să ne trăim viața într-o formă care să presupună o economie și un minimum de energie consumată. Noi ardem și arzând, e o metaforă a focului transformativ, de o dinamică foarte mare, generăm polarități și polarizare. Ori în momentul în care stric în minte o mulțime, un șir întreg enorm de fantasme și de imagini și de gânduri, a face zazen, înseamnă, în definitiv, a încerca să te ții de un reper ca să nu te ia
această periferie de tip tornadă mentală, imaginativă și reprezentativă. Nu este un exercițiu simplu, pentru că cu cât forța centrifugă este mai mare, cu atât tendința de a fi aspirat spre periferie și de a te confunda cu periferia, deci cu gândurile, este mai mare. Vorbeam despre economie și formă. În toate tradițiile spirituale, și în speță în cea zen, se propune o cale prin care să ne recuperăm centru. Centru este o metaforă a acestei forme echilibru economie, economice. Din centru poți să vezi mult mai bine și să discriminezi mult mai bine ceea ce este în exterior. Spunea cineva că psihologia viitorului este psihologia conștienței, conștientica. Conștientica se ocupă în definitiv cu studiul fenomenelor de conștiință, care sunt un sumum de elevație psihică în registrul uman, care determină în definitiv ființa. Fără a fi conștienți, noi nu putem să ne numim oameni. Gradul de conștiență face diferența și determină diferența în spectrul valorilor umane, în zona ierarhiei, a felului în care, locului în care te situezi în această hierarhie, să-i spunem, a universului. Un om care nu știe ce face și își pierde mințile, determină consecințe polarizate și dramatice. Cu cât vezi mai bine ce e cu tine și ce ai de făcut, cu atât calitatea vieții crește. În psihoterapie se dorește trecerea de la descărcarea imediată, specifică, ambitusului de conștiință îngust, la forme de descărcare intermediate, la forme de temporizare a mișcărilor pulsionale, care determină și sunt corelative unui ambitus de conștiință extins. Vorbim despre conștiință extinsă sau despre, de exemplu, tehnologiile din tradițiile șamanice de conștiință alterată, care permită forme discriminatorii să conducă la conștiință extinsă. Meditația, pentru asta este întrebarea ta, este de fapt un cuvânt care stă pentru ceea ce consider esența dezvoltării umane, creșterea ambitului de conștiință. Și acest lucru se face folosind anumite tehnologii milenare. Prima dintre ele, aș spune, este întâlnirea cu maestru, adică întâlnirea cu cineva care a realizat sub acest aspect al ambitului de conștiință un nivel pe care tu, ca aspirant, nu l-ai atins. În toate tradițiile, deci, se restituie o transmisie de tip de la gură la ureche, o transmisie de tip oral, nu una specifică societății actuale în care transmisia nu mai este directă, este intermediată. Noi însă avem, grație Iturii Herald, colecția Zen și putem înțelege prin mijloacele actuale de transmisie ceea ce însemna de fapt inițial. De aceea nu pot să nu spun că practica Zen, de pildă, se poate face în București, în templul, singurul templu de la Dristor, și e bine să spunem asta, templul Shozen. Există deja un maestru de Zen, Ionuț, care poate ghida experimental, experiențial lucrurile acestea. Dar revin, practica Zen care de fapt are ca esență creșterea ambitului de conștiință, care e o altă sintagmă, care stă pentru meditație, întrebarea ta, presia fundamentală a dezvoltării umane, pentru că pe măsură ce discriminăm mai mult, integrăm mai mult, pe aceeași măsură viața devine mai lină, este mai echilibrată. Cum? Care este cauza, ouă și găina, dacă eu
încerc să practic această discriminare, această extensiune a conștiinței, atunci calitatea vieții mele se va îmbunătăți sau invers, capacitatea mea de a discrimina mai bine este expresia unei vieți deja îmbunătățite. Aici sunt deja ruminații mentale care nu, cum să zic, cauzalitatea probabil că în acest domeniu al dezvoltării umane este dificil, cauzalitatea liniară, de pus în ecuație. Prin urmare, a putea să discriminezi din ce în ce mai mult, asta înseamnă a genera cauze și condiții prin care, treptat, să nu mai alergi către himere și să vezi mai bine rostul tău, calitatea ființei. Se vorbește despre multe lucruri în Zen și uneori se vorbește despre nimic, pentru că transmisia se face dincoace de cuvinte, după cum probabil că viața umană înseamnă mult dincoace de cuvinte, pentru că alegerile noastre nu sunt cognitive, conceptuale, sunt afective. Circumstanțele care leagă un destin uman, întâlnirile sunt dincolo de controlul cognitiv și așa mai departe. Mintea începătorului, cea de-a doua carte, are un titlu generos, pentru că, de fapt, când îți spun că este dincoace de cuvinte, mă refer cumva la o formă de începător. Ori, care este începutul nostru? Noi suntem copii. Nu? Începem precum ființe inocente care nu știm ce este această lume. Și fac acum o paranteză la ceea ce înseamnă un text care îmi place foarte tare, Dao de Jing, de asemenea o publicație Herald, un text sapiențial, esențial, atribuit lui Lao Tzu. Ori, Lao Tzu este un personaj care a fost considerat bătrân ca pruncul. Bătrân ca pruncul. Asta înseamnă că copilul mic, pruncul, este pus împreună cu înțeleptul. Înțelepciunea presupune revenirea la o atitudine inocentă precum cea a copiilor. Sigur, sunt metafore aici, nu trebuie să luăm ca atare. Noi consumăm lumea conceptual, o epuizăm, știm despre ce e vorba. Generăm un reflex de orientare, adică știi deja, dacă auzi un sunet și l-ai auzit odată, despre că îl reprezinți, îl percepi, îl reprezinți și îl știi. Mintea începătorului presupune a putea avea o priză proaspătă, care neconsumptivă asupra câmpului fenomenal. Asta înseamnă că te poți uita la o frunză, fără să-i epuizezi, nu știu, caracterul ei ființial, fără să consideri că este prea simplu sau prea plictisitor. Te poți uita cu atât mai mult la o ființă umană, precum la un răsărit de soare, precum la chipul eroului solar, ca metaforă, și să nu le epuizezi niciodată. Asta înseamnă că restituim cumva ceva din simplitatea vieții care îți permite să îi observi complexitatea. Noi suntem ființe hipercomplexe cognitiv și în felul acesta, din păcate, ne reducem capacitatea de acces la complexitatea lumii. Cu cât suntem mai simpli intern, deci avem un spațiu de acumulare și de deschidere, cu atât putem să avem acces la complexitate. Simplitatea este complementară complexității, deci doar o poziție simplă, o viață mai simplă, o viață mai simplă sub aspectul programului unei zile, o viață mai simplă care înseamnă spațiu intern ceva mai generos. Din păcate, instituțiile și oamenii, majoritatea, nu ne susțin într-un astfel de demers, pentru că există multă aglomerație cognitivă în mintea celor din apropierea noastră și asta nu este convenabil, pentru că în momentul în care încerci să-ți menții o altă metrică, nu ești considerat un bun nevoitor
între ale, nu știu, corporației și avansului în societate. E necesar, precum niște sisifi, să trudim și să ne muncim. Asta este total contrar intereselor noastre de a putea avea spațiu și de a da spațiu celorlalți. Așa că, felul în care înțeleg practica Zen, perspectiva Zen, este un mod de viață care să te lase să poți să atingi mai bine esența realului, a realității, evident, niciodată epuizabile, misterioase, să poți să rămâi, deci, într-o atitudine în care nu poți să înțelegi și n-ai nevoie să înțelegi ceea ce se întâmplă, pentru că simți ceea ce se întâmplă. Din nou, cred că sunt cuvinte care nu au și ating rostul. Probabil că nu, este o zminteală să vorbești despre Zen și mi-asum zminteala aceasta. E ca și cum aș fi un fel de interpret stângaci într-o realitate care nu poate fi comunicată ca atare, ci doar se pot crea condiții ca și celălalt să o experimenteze la prima mână. Cărțile sunt foarte importante, nu neapărat prin cuvintele pe care le conțin, ci prin atmosfera care răzbate de dincolo de cuvinte. De altfel, nu, cum se citește Scriptura Zen? Odată pe an se ia și se scrie ca un evantai, se răsfoiește odată, se răsfoiește efectiv. Nu se citește. Destule lucruri sunt în viața noastră organizate prin acest clivaj între declarație și practică. Nu e simplu să predici ceea ce practici și cu atât mai mult să predici ceva care e, cum să zic, viața în sine. Viața în sine. Și apoi, nu cred că fiecare, nu știu, în ceea ce mă privește, am folosit cuvântul încerc. Încercul este un cuvânt jucăuș, cum am văzut, dar pe de altă parte, asta îți dă un quantum de smerenie în fața acestui demers. Nu e nici că reușești, nici că nu reușești, nu se poate măsura. Fiecare își vede în retrospect viața în măsura în care el va fi fost în această formă mai integrată, integrativă, să-i spunem, în care e bine și vezi că este bine. Eu așa înțeleg Zen-ul în condițiile în care nu vorbim despre o practică care ar trebui să fie supusă unei enclave culturale, pentru că transcultural, infracultural, noi suntem la fel, fricile noastre sunt la fel, raportul cu moartea este la fel, cu boala, cu bucuria, cu iubirea, cu sexualitatea, cu agresivitatea, indiferent în ce tradiție și în ce cultură. Sub acest aspect n-am progresat foarte mult, aproape deloc. Și atunci, aceste lucruri care le întâlnim, fie că este daoism, fie că este zen, fie că este, nu mai știu, budismul tibetan, regăsim sub aspectul trăirii aceleași elemente. E ca o încercare de esperanto sub aspectul spiritualității, un limbaj pe care știm cu toții și care la nivelul trăirilor este coeziv. Teologii se pot certa, pot avea discute, dar misticii se înțeleg întotdeauna și n-au nevoie decât să știe că pot avea hărți foarte bune în colecția Herald și apoi pot merge în București în templu Zen, să încerce, după care să își trăiască viața când merg, să-și domolească pasul, când dorm, să simtă că dorm, respirația sau orice alt obiect al atenției să poată să fie pe fond, un exercițiu. Nu ai nevoie, că nu ai timp
să meditezi, poți să o faci tot timpul. E paradoxal. Noi suntem oameni care nu avem timp, deci atunci putem practica tot timpul. Când îți aduce aminte și stai în, nu știu, la birou, poți să faci o practică de birou. Călugărul Thich Nhat Hanh făcuse tot felul de exerciții de tip meditative, desigur, el fiind din tradiția Zen. Făcuse meditație pentru vorbi la telefon, pentru privit televizor, meditație Zen pentru Zoom sau pentru momentele în care te uiți și comunici în această formă online. Să poți să realizezi, simțindu-ți persoana, respirația, corpul, figura celuilalt, momentul de intermediere prin computer și toate acestea să le integrezi altfel, nou, proaspăt cumva. Și acum mergem puțin spre câte ceva din metaforele zazenului. Taisen Deshimaru vorbește într-un video foarte scurt. Să stai pe cum un munte și cu capul să puși, să împuni, să împingi cerul și pământul. Sunt metafore. Să simți că ești o verigă între cer și pământ, fiind un ax. Și acum, chestiunea aceasta a poziției nu ține de zazen, nu ține de asan din tradiția hindusă. Observăm că a fi drept reprezintă o poziție de integrare, un semn al integrării în viața ta. O persoană obedientă sau o persoană dominantă se poate vedea din postură. De altfel, în practica zazen, maestru își dă seama din postură ce atitudine și ce se întâmplă cu omul acela în viața lui în general. Oamenii defensivi sunt oameni care stau cu greu în poziție dreaptă. Deci, în psihoterapie, de exemplu, se pot, după o practică de niște bune ani de zile, ajungi să simți rigiditatea operațiilor defensive. Or, asta se poate citi, într-o anumită măsură, în postură. Cum mergi? Mergi regal, echilibrat, nedorind narcisic să domini, nici să fii dominat. Deci, într-o postură care este nici-nici, care transcende un scenariu de competiție. Ești o verigă între cer și pământ, adică ai acces la un nivel care depășește, așa cum spunea Melanie Klein, dimensiunea schizoparanoidă și merge într-o dimensiune reparativ-integrativă. În această dimensiune ești în contact cu propriul corp. Ești drept. Asta generează o serie de efecte hormonale chiar și chimice, pentru că unitatea aceasta psihosomatică, apropo de majoritatea bolilor care au o cauză psihosomatică, este deosebită. Altfel spus, un exercițiu ar fi următorul. Să încercăm să stăm mai drepți, nu drepți, mai drepți în fața noastră. Drepți în fața noastră. În genere, noi, acum o paranteză, internalizăm relațiile fundamentale. Și există, în majoritatea cazurilor, o relație de tip persecutoriu, în care o parte din noi ne critică și nu ne permite să stăm drepți în fața ei. Să poți să stai drept în fața ta, asta înseamnă și un quantum de împăcare cu noi înșine. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Și ne dă nouă posibilitatea să ne iertăm pe noi înșine, ca să fim drepți în fața noastră. Și asta se vadă în postură. Și atunci, nu numai după ce ne-am iertat holografic pe noi, evident, putem să iertăm pe ceilalți, iertarea însemnând integrare. Integrarea însemnând acceptare a ceea ce este. Ceea ce este-le, care rămâne un mister și care este domeniul, cred, al zenului. Ceea ce este-le din coace de cuvinte, într-o formă inițială, într-o priză de real
în mod paradoxal, non-discriminatorie. Pentru că în momentul în care te uiți la o frunză, tu devii acea frunză și simți savoarea ei și simți culoarea ei. Nu începi să o categorisești și să ai acces la un fel de, nu știu, enciclopedie internă de calități, care însemna un terț, un terț cognitiv intercurs între tine și realitate. Noi suntem oameni care suportăm cu greu realitatea. Și am ajuns într-o cultură care ne împachetează în vari foițe ca să putem tolera într-o manieră defensivă realitatea. Când lăsăm foițele la o parte, ne cuprinde angoasa, ne cuprind toate trăirile negative de neliniște și apoi această practică înseamnă și este dedicată celor care au ajuns în momentul în care să poată să aibă curaj să plonjeze mai adânc în realul neinteligibil, într-un real care ne duce pe muchia pastiei dintre viață și moarte aproape, dintre ceea ce știm și ceea ce nu știm, este un plonjon într-o formă de teritoriu nou, total, non-controlabil, dar aceasta cred că este calea. De la ceea ce știm la ceea ce nu știm. În fine. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Matei Georgescu, psihoterapeut, psihanalist și, cum spuneam la începutul intervenției noastre, un om care încearcă perspectiva și practica Zen. Am vorbit despre ceea ce înseamnă modul de gândire, până la urmă, Zen, dar și meditația Zen, pornind sau discutând pe marginea a două cărți din colecția Zen, o colecție foarte frumoasă, despre budismul Zen în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre Zen Practica, Zen Tai, Zen Maezumi și Shunryu Suzuki, Mintea Zen, Mintea Începătorului. Îi mulțumim foarte mult Matei Georgescu pentru toate informațiile extrem de utile și de prețioase pe care ni le-a oferit, atât din punct de vedere cognitiv, să spunem, să folosesc un termen al Matei, da, legat de partea aceasta de cunoaștere teoretică, de iată și de partea practică, de cât de importantă este postura, spatele drept în postura zazen, în meditație, dar cât de important este și de asemenea respirația. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald. Vă așteaptă această frumoasă campanie Practici spirituale din tradițiile lumii, o campanie care va dura până pe data de 11 august și sunt foarte multe cărți, bineînțeles, care au legătură cu procesul meditației din multe culturi și din multe tradiții spirituale. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și să aveți o zi minunată în continuare. Bineînțeles, și lectură plăcută. La revedere, numai bine!